lucru foarte frumos. Și numai cât eu când acasă mă uit la el, deamă-i bucurie în suflet. O purtăm și chiar ne mândrim cu avem. Foarte frumoasă. Specifică pentru moldoveni. Nu am, cu păreri de rău, dar nu am așa ceva. Dacă ați avea o schimbă? Desigur, la cele mai mari sărbători. Popular, ca și întreaga artă populară, s-a născut și a dănuit pe teritoriul țării noastre din cele mai vechi timpuri. Istoria ne spune că încă dacii erau îmbrăcați la fel ca țăranii noștri. Fiecare zonă etnografică a avut un specific, piesele de port fiind mărți de recunoaștere a membrilor comunității, mijloace de apreciere a vârstei și a stării sociale. Cea mai reprezentativă și decorativă este cămașa încrețită la gât sau ia, specifică portului popular moldovenesc. Incontestabil că arta cusăturilor înflorește odată cu ocuparea Daciei de către romani. În secolul al XV-lea și al XVI-lea, cusătura românească și broderia cu fir metalic ia o mare dezvoltare, mai ales la curțile domnești. Cusătura pe fir a iilor și a cămeșilor bărbătești din întreaga țară se realizează pe fire numărate, în timp ce broderia se realizează pe baza de desen. Ea, cea mai importantă piesă a costumului popular, este plină de simboluri. Ornamentele subliniază diferențele de vârstă și stare socială. A fost purtată și de țărani, dar și de nobiline. Mai există în țara noastră oameni care țin la tradiții, care țin la portul popular, pentru care o ie reprezintă mai mult decât orice piesă vestimentară semnată de branduri celebri. Vă propun astăzi să cunoaștem lumea iei, un simbol al neamului nostru, împreună cu Olga Chiriac, profesoara de limbă franceză, scriitoarea și femeia care s-a logodit cu ea. Am găsit-o pe doamna Chiriac în Muzeul orașului Strășeni. Era în proces de lucru la o nouă ie. O ajuta și nepoțica, care de mică poartă aceste piese vestimentare. Olga Chiriac este profesoara de limbă franceză la Liceul Ion Vatamanu, scriitoarea care scoate la tipar două cărți, Strășeni 460 și Bucurii Brodate. Din dragostea pentru istoria neamului, Olga Chiriac în 2008 deschide un muzeu al orașului, unde adună din întreaga țară lucruri vechi de o valoare istorică incontestabilă. Mai are un vis, ca să trezească dragostea pentru portul popular, pentru ei, tinerii generații. Într-adevăr, mă gândesc că fiecare om ar fi bine să aibă o pasiune, pentru că ea ne ajută ca să trăim, ne salvează atunci în momentele când sunt grele. Ea venit din satul de Baștină. Acolo când vedeam pe mama cu cumetrele ei că discută, vorbeau despre prosoape, cum se le țese, vorbeau despre covoare, cum, ce modele să țese. Și apoi mă duceam cu mama împreună chiar la ele acasă și vedeam războiul de țesut, cum se țes prosoapele. La Ciciuleni, la nănașele mele, soacra mea, acolo am văzut de acum covorul și prosoapele, iarăși la fel cum se țese și toate veniate de acolo, de la Bașină, din copilărie. Atunci parcă treceam așa, cum nu acordam atenția cuvenită. Uite, acum mă gândesc, de ce n-am atras atenția cuvenită? Să o rog pe soacră mea să mă lese să mă așez și eu la război de țesut, să țes ceva. La școală de acum a fost profesoara mea de educație tehnologică, doamna Liuba Bujor. Pojar, Liuba Pojar. Și ea la fel ne-a învățat să brodăm, să facem croșeta, să lucrăm. Iată, toate vin din satul de Baștină și, desigur, și pasiunea mea, interesul meu. S-a trezit, în special când au apărut copii și am încercat să le brodez câte băiatul o cămașă, fetiței o ie. Și iată, de atunci, deci din copilărie, din satul de Baștină, oamenii care m-au înconjurat, tot timpul vorbeau frumos, se gândeau ce să fac, că atunci se pregătea zestrea pentru fete, pentru nuntă. De acolo, de la rădăcini, de la poalele codrilor noștri, se trage această pasiune. De la daci se trage, pentru că femeile tot timpul au ținut gospodăria și au vrut să creeze ceva frumos. Și mai încoace, la columna lui Traian, la monumentul lui Adam Clisi, iar se văd elementele costumului popular.
secolul XVI, XVII, XVIII, chiar la sfârșitul secolului XIX, puțin s-a studiat costumul. Dar apoi au apărut specialiști care și-au dat seama de valoarea costumului nostru și astfel au început studierea lui în toate zonele, au apărut cărți și de câte ori sunt prin România sau la noi în librăriile noastre, mereu mă interesează dacă nu a mai apărut ceva nou în acest domeniu, pur și simplu pentru a face o comparație, pentru a vedea un ornament nou și să văd ce exprimă el. Iată, în felul acesta, deci ea este cartea noastră de vizită. Vă mai aduce aminte de prima ie pe care ați vreodat-o? Deci, primul costum popular mi l-a adus mătușa mea din România. Eram clasa 7 și involuntar, fără ca să mă gândesc, nu știu de ce. Îl aveam, mi era drag în suflet și atunci ea când m-a întrebat ce doriți să vă aduc, ce cadou să vă aduc. Eu, primul gând a fost costum popular. Și așa am avut primul costum popular, îmbrăcam la serbările de la școală, apoi copiii mei când erau mici, de acum la grădiniță, la toate matineile, vroiam să-i văd în costum popular și asta, astfel i-am brodat fetiții la 2 ani de zile, ea și băiatul la fel la 2 ani de zile, cămășuța le păstrez și până acum și de acum le îmbracă și nepoții noștri. Și primul lucru pe care îl faci e cu mai multă muncă, e mai greu, dar are și un preț apart. Vă mai aduceți aminte cam cât timp v-a luat să faci prima ie sau prima cămașă? Nu aveam, adică nu eram documentată, nu știam nimic cum se brodează, dar mă uitam la cântăreții noștri muzică populară și vedeam costumele lor și le analizam. După ei am încercat să fac și eu un ornament geometric, rombul. Se naște o carte dintr-o pasiune, dintr-o îndeletnicire frumoasă. Care este menirea acestei cărți? Doriți prin această carte să retransmiteți? Da. Comoară? Sigur. Deci este scopul, mai multe scopuri sunt. În primul rând, am vrut să păstrez tot ceea ce am făcut eu și le-am adunat în această carte. Dar totodată să fie și o carte din învățătură, un îndemn pentru toate femeile, doamnele noastre, să se apropie și să vadă frumusețea ei și să fie frapați și să încerce să brodeze ea. Pentru început se poate cu ornamente simple. Apoi, dacă vine gustul, sigur că se poate de făcut și mai complicat, pentru că câte un pic studiind, poți ca să compari și să vezi să faci. Am întrebat oamenii ce este ea și dacă ar purta-o. Este o bluză națională. Nu. Dar ați purta-o dacă ați avea-o? Desigur. Preconizați în viitor să vă faceți una? Probabil da. Cum credeți, femeile noastre, moldovencile, ar trebui să-și aibă fiecare o ie în garderobă? După părerea mea, eu cred că da. Este o bluză care, mă rog, face parte din portul popular. O aveți acasă? Nu, din păcate nu, dar este ceva frumos. Preconizați pe viitor să o faceți una? Da, poate, da. Cred că să am. Ce trebuie să facem ca să promovăm acest cult frumos, ca fiecare moldovean ca să aibă o ie în garderobă? Eu cred că cel mai bine ar fi ca, într-adevăr, să procurăm această ie pentru ca să nu pierdem tradiția și portul nostru popular. Eu cred că m-aș populară. Așa, o aveți acasă? Nu, nu. Dar dacă ați avea-o, ați purta-o? Da, că e destul de frumoasă. Vara, când e cald. În incinta Bibliotecii Raionale, la început de februarie, Olga Chiriacă își lansează cea de-a doua carte Bucurii Brodate, care promite să devină una din cele mai întrebate cărți pentru cei iubitori de artă și frumos. Doamna Chiriacă a purtat o ținută specială, un costum popular de o frumusețe rară, iar oaspeții au avut ocazia să admire frumoasa colecție de ei semnate Olga Chiriacă. Aici un costum este brodat în negru și galben. Galben este culoarea luminii, a soarelui și fereastra este simbolul casei, din casă iese lumină, deci aceasta înseamnă veniți de luați lumină. Aici e o cămașă a nepoțelului, a Daniel, pentru că el participă la diferite concursuri, a Ștefan Neagă învață la țambal și apoi i-am brodat o cămașă. A fost aceasta mai înainte, de acum e mică și acum o poartă pe aceasta. În verde, pentru că suntem în nuanțele de verde, suntem în centrul Moldovei și aici avem codrul în jurul nostru și frunza sa, veșnic verde, ne păzește, ne apără.
În albastru am făcut, m-am gândit cerul albastru senin, pentru că te minunezi de această imensitate și m-am gândit că să fie o ie de logodnă. Aici mă gândeam și fiecare se gândește că vrea să zboare, uite, de-aș, de pe dealul acesta, de-aș zbura pe dealul acela, adică fiecare are acest gând, vis de a zbura. Nu avem noi acest dar de la Dumnezeu, dar am imortalizat aici pasărea albastră, deci pasărea paradisului, pasărea sufletului și aici e pasărea lui Constantin Brâncuș. Și în felul acesta, deci zborul păsării este aici pe această ei. Violet am făcut pentru că am un corespondent din Franța. În Franța sunt lanuri imense de levânțică și ea e violetă. Și atunci zic cum să exprim prietenia dintre Franța și Moldova și liliacul nostru care îl avem aici. Aici sunt florile de câmp exprimate, cicoarea, sunt flori de câmp nemțișoare, violetele și în felul acesta, iată. Spre apusul vieții, străbuneii noștri își brodează iile în negru, pentru că de acum ne ducem mai departe în altă lume. Acestea le-ați văzut, deci o ie mică, brodată în roz, culoarea zmeurii, pentru că și nepoțica este o dulceață și iată, în felul acesta. Aici, iată, este liliacul nostru care înflorește primăvara. Minunat și cât înflorește perioada de înflorire, toată curtea este plină de mirosul liliacului. Aici este o ie muzicală, am pus lira. Iată, o vedeți aici. Așa e și în centru, lira. Și aceasta este o cămașă, o ie de mireasă. Am brodat un alb negru și bej. Drumul vieții care este și negrul este pământul care ne ține și ne dă roadă. Adică fiecare ei exprimă ceva și în felul acesta. Deci mi-am exprimat toată dragostea mea pentru țara mea, pentru neamul meu, pentru costumul popular și la diferite sărbători le îmbrăcăm. La lansare au venit colegii, familia, elevii, oamenii ai culturii care i-au adus flori și cele mai sincere felicitări cu acest prilej. Nu toți profesorii de la noi din țară, nu toți meșterii populari care chiar noi avem înregistrați și neînregistrați, lansează o a doua carte, de fapt, pentru că una a fost lansată mai înainte despre istoria orașului Strășeni și această carte, Bucurii Brodate, o altă carte cu altă istorie, cu altă orientare către cititor. Vreau să vă spun că am răsfoit și eu, ca și dumneavoastră, toți cei prezenți această carte și m-am surprins la gândul că femeia de tot timpul a știut să-și îmbrace familia, să coase haine, fie că erau din pelină, în epoca rece, da, mai încoace de să prelucreze cânipa, lâna, inul, să prelucreze și să coasă haine, să meșterească îmbrăcăminte pentru toți membrii familiei. Încoace când ne-am mai civilizat un pic și au apărut alte tehnologii, alte infrastructură, când cineva ne coase haine, ne le pune pe rafturile magazinelor și noi le procurăm și le purtăm așa și suntem parcă toți de la același magazin, de la aceeași deșghea. Dar vedeți dumneavoastră că pentru noi toți mai găsește cineva care mai dă o ripostă pozitivă acelui echipament care se vinde în magazin, că altfel nici nu pot să zic, și încearcă să meșterească ceva, să facă ceva frumos. Și aceasta este colega noastră care stă aici alături de noi, de o modestie, nici nu pot, nu știu dacă e incomparabilă, de o modestie și o necesitate incomparabilă, a știut să-și brodeze nu atât bucuriile, cât și aleanul, dorul, pasiunea, dragostea față de, în primul rând, dragostea față de copiii ei, de membrii familiei, apoi dragostea celor din jur. Și să-și pună drept scop de a lăsa niște urme, nu numai pentru familie, că la vremea noastră toți plecăm în lumea celor drepți și ne străduim să lăsăm ceva în urmă.
se spune că un bărbat trebuie să aibă un copil, să sape o fântână și să construiască o fântână. O casă. Da, o casă, o fântână. Noi cam toți urmăm aceste cuvinte, dar doamna Olga a mai hotărât să lasă o colecție întreagă de straie populare, de ei, să lase câteva cărți. Eu bănuiesc că asta nu va fi ultima, va mai urma, cred, și altele de versuri, pentru că ne-am surprins asupra gândului că doamna Olga, atunci când e pasionată de broderie, mai este pasionată, mai vine o muză și poate să ne scrie și versuri. Este doamna Olga Chiria, care este un om foarte bine cunoscut, nu doar aici, în localitatea Strășeni, dar și în Republică și peste hotarele ei. Este o carte deosebită. Este o carte, eu ca o persoană care am ținut foarte multe cărți în mână, o deschid, o răsfoiesc și am această stare de bucurie foarte mare, o bucurie, pentru că este o carte care vorbește despre broderie, despre costum popular, despre portul popular. Este o carte unde găsim foarte multe imagini, strășănenii trebuie să se mândrească cu această carte. Eu mă mândresc că o cunosc pe doamna Olga Chiriac, mă mândresc că a apărut această carte și am o bucurie enormă. Va avea succes și această carte care acum lansează? Sigur că această carte va avea succes. Este o carte de o bogăție nu doar pentru oraș Strășeni, dar pentru patrimoniul nostru național, pentru că aici avem broderiile, aici avem iile, avem și sfaturi pentru începători. Cartea este de o bogăție adevărată. Orice persoană și-ar dori să facă o astfel de carte, cred eu, nu este pe puterea oricui. Cu această ocazie, bineînțeles că mă bucur și o felicit pe doamna Olga Chiriac pentru această realizare de suflet. Când vedem o ie brodată manual, gândul ne sare întotdeauna la un costum popular, în care această ie este parte integrantă. La obiceiurile și tradițiile locale, ne duce cu gândul la sat. Și așa și este, acolo, la sat, s-a născut ea, iar frumusețea acesteia este rodul a sute de ani de muncă a celor care au avut și continuă să aibă această îndeletnicire. Așa că putem spune că o ie brodată manual este purtată atunci când îmbrăcăm un costum popular, la anumite ocazii sau evenimente speciale care solicită un astfel de port. Asta este o bluză națională, foarte frumoasă, specifică pentru moldoveni. Nu am, cu păreri de rău, dar nu am așa ceva. Desigur, la cele mai mari sărbători. Ea este confecționată din pânzeturile cele mai fine de bumbac, lin sau borangic, cunoscută în întreaga Moldova și ca cămașa cu altiță, denumită astfel datorită calității țesăturii și decorului specific de pe munci. Altița era un decor distinct, reprezentând un chenar ornamental la care sunt aplicate prin brodare sau țesut rânduri orizontale, ordonate într-o friză. Compoziția decorativă a altiței a evoluat în corelație cu decorul întregii mânici, care în ansamblu integrează trei elemente principale: altița, încrețul și râurile. E o întreagă filozofie confecționarea unei ghii. Nu este deloc simplu, trebuie să știi cu ce să pornești pentru a ajunge la rezultatul așteptat. Mă, Chiriac, vreau să ne explicați de la ce începe o ghie, ca să confecționăm o ghie, cu ce trebuie să începem și care sunt pașii până la final. Deci, pentru început trebuie să avem pânza, să ne gândim ce ornamente, de fiecare dată cum încep o ie, de fiecare dată răsfoiesc cărțile, să văd ce ornamente, să nu mă repet, adică în toate celelalte. Și de aceea, eu, pentru început, după ce am găsit pânza, ne-am gândit la ce model, iată, croim patru dreptunghiuri. Aici avem două dreptunghiuri, sunt mânicile, lungimea de 70-75 cm. Așa, și două dreptunghiuri sunt în față, care partea din spate și partea din față, și undeva 60 pe 65 cm lungimea. Și apoi începem să amplasăm ornamentul. Eu de obicei încep cu mânicile, partea de deasupra, deci aici se brodează altița, partea aceasta se numește altița, aici se numește încrețul și mai departe vin râurile. Râurile pot ca să fie oblice și atât cum sunt aici și pot fi și drepte. Numai decât ornamentul de pe altiță nu se repetă pe cealaltă parte,
fie partea din față sau pe aici, pe mânică. Trebuie să fie alt ornament. La această ie care am început-o, am găsit un ornament frumos care se numește Drumul Dorului și se face conturul cu negru. Așa. Și după asta mă gândeam, dorul, oare prin ce culoare se poate de exprimat? Și m-am gândit că dorul este dorul de casă, dorul de părinți, dorul de copii. Și în felul acesta mă gândesc că, iată aici să brodez dorul de tricolorul nostru, că mult timp nu l-am avut. Și iată aici voi broda tricolorul nostru, albastru și galben cu roșu. Voi exprima. Aici acest ornament se numește... l-am făcut cu verde pentru că numai decât se deosebește, în crețul urmează. Deci în crețul sunt cu o culoare în contrast cu celelalte culori. Și iată în felul acesta, deci brodăm. Pentru început, acest punct se numește punct pe fir, se face conturul cu negru și după aceea locurile acestea goale se vor împlini cu punct pe fir brodat și le voi... Sper că până la sfârșit de mai să o aduc în ordine. După ce de acum brodăm, se unesc părțile între ei cu cheiță. Sunt cheițe speciale, tot lucrul se face manual, nimic la mașină de cusut. Sunt cheițe speciale, iată le unim până aici, mânica. Deci de la capăt până aici se face cu cheiță. Partea cealaltă o să unim cu partea din față și partea din spate. La subțioare o să punem pava, iată o aveți aici, pava, vedeți? Pentru că dacă nu punem pava, nu poți ridica mâinica în sus, ține strâns așa. Și de aceea punem pava și astfel mâinica va fi flexibilă. Mă gândesc cât de ingenioși au fost rămășii noștri, că au putut, oameni simpli, dar au putut să creeze și să facă un așa croi al ei noastre și să fie frumoase. Deci... Am început, iată, cu aceste cămășuțe mici, nu eram documentată, nu știam nimic, iată, era este cămașa ficiorului și am făcut aceste romburi. Și după aceea, mai era încă una ei, dar nu o găsesc, nu știu unde, iată, e aici, asta pentru fetițe, iată, acestea sunt primele. Primele cămășuțe, asta e, pentru băieți se numește cămașa. Cam mai târziu, de acum, să începă a face și altele și nu numai ei, pentru că femeile își împodobeau casa singure. Din pânza aceasta pe care o țeseau, ea era destinată la diverse articole, piese. Fie pentru împodobirea casei, era pânza specială pentru prosoape, pânza specială pentru ștergare la bucătărie și în felul acesta adică pânza era redistribuită. Se țesea din in, din cânepă, cu greu se creștea și cânepa și inul. Mai târziu a început să aducă bumbac din alte părți, se duceau părinții noștri prin Rusia, făceau schimb de mărfuri, cumpărau și în felul acesta. De ce stofe au nevoie când vrem să facem o ie? Văd că aveți aici diferite tipuri. Deci s-a brodat pe pânză topită, adică pânza este naturală, din lin, și ea se face un pic creață, se încrețește. Și ea este flexibilă. Atunci când omul, de exemplu, am făcut-o pentru o mărime, dar pânza fiind creață, omul crește un pic, se mai îngrașă, mai adaugă kilograme, dar și pânza un pic se întinde și atunci poate să-i ajungă pe mai mulți ani. Deci e foarte bună această pânză și modul lor de a, cum a fost ea gândită ca să fie. Și se broda și pe pânză naturală, pentru că se creșteau și vermi de mătasă și din acea pânză naturală, cei bogați, sigur că își făceau iile pe pânză de mătasă naturală. A fost o problemă un timp și la noi, pentru că în România nu mai se făcea această pânză. A trecut perioada aceea când toate mamele țeseau acasă și pregăteau pentru nuntă prosoape. Dar se poate de găsit acum, văd că comercianții noștri au făcut, cred că contracte au încheiat, se duc de peste graniță și chiar din India aduc această pânză topită și se asamănă cu pânza noastră și de aceea văd că și Casa Cristea și alți meșteri populari procură de acolo această ei, așa că puteți să vă adresați și să luați, să procurați pânza aceasta și... Mai ușor este de brodat pe pânza aceasta topită pentru că vezi rândurile, firele și se brodează pe fir.
4 fire pe 5 fire luăm ca să fie curzeala cu bătătura nu este egală. Cu mult mai greu se brodează pe asta de mătasă și atunci îmi duc niște linii speciale cu creionașul ca să fie râul corect. Asta pânză, vedeți, este brodată cu violet. Da, șterarea și, aplicată și mergele. Da, am aplicat și mergele pentru că se făceau și așa. Și iată, ca să fie mai corect, aici firesc cu foarte subțiri. Și chiar cu ochiul liber câteodată nu poți vedea, de aceea am dus niște linii cu creionul ca să fie drept. Și dacă de acum ai experiență, de acum te orientezi bine și mergi înainte. Este mai ușor. Este mai, da, mai ușor. Dar iată la ce ține la grâu. Deci iar este un punct special. Îngrețește fie cu, se numește faguri de miere, iată la aceasta, este ultima ei pe care am brodat-o nepoțică. Și la gât se face, iată, cu faguri de miere, vedeți? Parcă ar fi niște romburi. Iarăși, e o tehnică, nu este greu. Cel care dorește se poate de adresat și de îndrumat și se poate de făcut. Sau este, iată, și acest model, se îngrețește frumos cu acul. În toate cărțile este arătat model cum se face și adică trebuie să vezi cu ochii ca să poți să faci și să înțelegi cum se brodează. Cred că ți-ai mai adus câteva exemple, da, de șervețele, de, da, batiste. Pentru că mamele noastre făceau pentru casă totul, și fețe de masă, și perdele la ferestre, și drumuri de masă, iată, acuși o să vă arăt, pentru ritualul de nuntă, fiecare domnișoară își pregătea batistuța miresei, iată este aceasta, batistuța miresei, am îmbrodat-o în alb și fiecare domnișoară se ducea la hor cu o batistă în mână. Așa era tradiția și cu un fir de busuioc pentru domnișoară, iată aceasta, și numai decât se scrie și monogramă. Aici am făcut parcă florele de câmp pentru că și ele sunt minunate și arată frumos. Monograma, deci, ca să știi inițialele de la familie și numele, prenumele, inițialele. Sigur că și pentru mire, iată, este și batista mirelui, o făcea mireasa, o pregătea. Și aici, iată, am pus cununia, deci coronița de cununie. Și anul când fiică mea s-a căsătorit. Mireasa își ia la nuntă drujca, vornicica de frunte, mirele la fel. Iată, aceasta este batista pentru vornicelul de frunte. Sunt băieții care dansează, da, horă, se prinde în horă. Dar asta este batistuța pentru, sau năfrămița pentru drujca, sau domnișoara de frunte de la nuntă. Și aici sunt de acum câte două fete. Sunt niște ornamente vechi care le-am luat de la Elena Postolache, ea mi le-a dat. Am brodat și un set de șervețele, iată, pentru ceai, pentru cafea, când îți vin oaspeții. La fel se... Deci șase sunt așa și unul mare, iată, în centrul mesei, drum de masă. Și îl pun, iată, așa. Femeia cu acul în mână își brodează soarta, nostalgic, ori cu bucurie, pe ea. Zilnic își descoase sufletul frumos, dragostea, și viața neamul străbun cu firul împletit de ață. Ea înșiră pe pânză tainele eterne, pomul vieții, drumul dorului, steaua Maicii Domnului, pasărea albastră, florile câmpului, frunza verde a viței de vie. Pe mânecă brodează altița în crețul râurile. Creatorul îi veghează munca, binecuvântându-i gândul și acul, prin seva moale a culorilor. Și femeia este păstrătoare de credință, frumusețea tămăduitoare și focuri ancestrale tăcute. E o bucurie să ai o ie, adevărată mândrie. Poartă-o, Marie, poartă-o, Lucie, Viorică, Anastasie, cinste cui o poartă, cunoaște a ei artă, cântă a neamului soartă. Ie albă în trei culori, negru, alb și roșior, poale albe, dantelate, cu catriță în dungi, vărgate,
briu frumos la cingătoare, o pincuție în picioare, maramă albă pe cap. Ce mai fată, toată în alb, toamna poartă și bondiță, la brâu mândră năfrămiță. Ce mai fată, ce mai floare, gata e de sărbătoare. Mult îmi place și-mi iubesc portul meu cel românesc, mândru-i portul strămoșesc. Mă întreb ce este o ie, e o moare a avuție, e zestrea neamului, e comoara românului. Cu sufletul în armonie, poți să-l porți cu pălărie. Ce frumos este brodată, cu motive ornamentate. Doamne, ce comoară avem și ce fericiți suntem! Cum nepoată, ea și-o poartă, pe-aia e scrisa noastră soartă. Fără portul popular tradițional, fără ie, cine suntem? Un arbore fără de ramuri, un popor fără de neamuri. Un loc aparte în realizările doamnei Chiriac o are și Muzeul Orașului, pentru care a adunat obiecte care păstrează istoria neamului. Pentru că aveam multe lucrări, prin acasă le păstream și bătrânii care îi întâlneam tot timpul, intram în discuții, zic, vă rog, păstrați-le, când o să apară momentul, o să vin la dumneavoastră. Și iată, în felul acesta am început să adunăm materialele. În 2008, ziua Hramului Orașului, l-am deschis. Și ne-a ajutat locuitorii de aici, care întâlneam de la școala internat, profesorul de educație plastică mi-a dat multe obiecte. Elevii, le spuneam la școală, copiii care aveți acasă, nu le aruncați, aduceți-le, vă rog, la muzeu. Și atât în felul acesta s-a adunat o colecție bunicică de obiecte din domeniul olăritului, din domeniul țesutului și toate aceste obiecte, iată, fac parte din istoria neamului nostru și e bine ca copiii să le cunoască. Cum să nu-ți cunoști rădăcinile? Dacă nu-ți cunoști rădăcinile, sigur că nu mai avem nici viitor. Discut cu profesorii, cu dirigenții de clasă, de la școlile noastre de aici și îi rog să vină să vadă muzeul nostru, astfel își vor îmbogăți cunoștințele și vor face cunoștință cu tot ce avem, o parte din cultura noastră. Care din lucrurile de aici sunt cele mai de preț pentru dumneavoastră? Sau care v-a luat cel mai greu să convingeți pe cineva să le aduc aici, să le puneți în muzeul acesta? Cred că acest dulap îl văzusem la un domn, domnul Sirețanu, Constantin Sirețanu, și el este confecționat de mână, pentru că părinții, străbunicii noștri erau lemnari buni, făceau butoaie, făceau uși, ferestre și sigur și o masă înfundată și un dulap unde se păstreze vesela. El este printre cele mai scumpe și iată și vârtelnița aceasta de pănătoarea și scaunul acela. Mi l-a dat familia Sârcu. Mi-a zis că veniți pentru că stă la mine acolo într-un sarai și haideți să vă-l dau. Și în felul acesta, iată, l-am achiziționat. Și această sofcă, iată, tot ce făceau strămoșii noștri, făceau cu gând bun, ca să fie util pentru mai mult timp. Se poate de ridicat partea de deasupra și acolo se puneau țesăturile. Deasupra este capat și în felul acesta, uite că era util din mai multe puncte de vedere. În genere toate sunt mi scumpe și mi dragi și mă bucur că le putem iată arăta. Și ne-au ajutat și am făcut aceste suporturi pe care le-am așezat domnul Begenaru, suporturile din fer, acela unde stau hainele, le-a făcut domnul Drăguțan. Și iată, în felul acesta am avut pe ce a aranjat toate aceste obiecte. Hainele care sunt acolo pe suporturi, de unde vin ele și care este și povestea lor? Sunt de aici. Iată, brodată în tricolor, mi-a dat-o doamna Valentina Chircu. Aceste pestilci pe care le puneau dinainte și vedeți că sunt făcute din matasă naturală aparțin unii bunici din sudul Moldovei, de la Bulgari. Doamna Angela, mama ei, soacra ei, este de acolo și Irina, fiica ei, mi le-a dus, iată, și mi le-a lăsat aici. O broboadă, iarăși, pe cap, veche, tradițională, cu șurțuri pe margini, uitați-vă cât de frumos sunt. Cu noi au trăit și rușii. De pe când eram de la școală aveam costumele aceste naționale și unul l-am păstrat, l-am pus aici, că sunt și ei alături de noi. Acest costum e făcut din satul Ciciuleni.
o croitoreasă care singură cosea acasă, iată cum putem să facem comparație și să analizăm cum era moda în trecut și cum este acum, cum a evoluat. Aici este altă ie, tot o doamnă bătrână de aici mi-a dat-o și iată o păstrez și pe asta, și această șalincă. Acest voal, iată tot mi l-a dat Irina, este de mireasă din 1943. El de acum este rupt, iată, vedeți? Dar ca model vedem să facem o comparație cum este aici. Aceasta este o rochie, este a mea. Am adus-o aici la muzeu ca să fie ca exemplu cum se face. Cum se făceau, adică și în trecut, cu poalele. Sunt cam puține, sigur, că dar sper că pe viitor să mai adunăm ceva lucrări. Continuu, da, sigur că continuu. Mereu când mă întâlnesc cu unde nu m-aș afla, în orice sat unde n-aș fi, tot timpul întreb dacă nu aveți ceva care nu vă mai este util, dar să nu le aruncați, să le aducem la noi. Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier, Oscar de la Renta, Tom Ford, aceștia sunt renumiții designeri care au dat valoare unei tradiții uitate de mulți dintre noi. În 1940, Henri Matisse imortalizează ia românească într-un tablou care câteva decenii mai târziu avea să devină sursa de inspirație pentru casa Yves Saint Laurent, care a reprodus cu lux de amănunte ia lui Matisse și în 1981 a integrat-o într-o colecție haute couture. Așa a început periplul iei românești prin moda internațională de înaltă calitate. În 2006, Jean-Paul Gaultier a dedicat întreaga colecție primăvară-vară portului tradițional românesc. În 2008, Oscar de la Renta a propus pentru sezonul cald imprimeu și texturi inspirate din folclorul nostru, iar ia din Făgăraș a fost vedetă în colecțiile lui Tom Ford. Adele a pozat pentru Vogue îmbrăcată într-o cămașă Tom Ford, parte din colecția de primăvară-vară 2012. Aceasta s-a inspirat din moda tradițională din România, așa că putem găsi mai multe piese care să ne pară familiare. O bondiță cusută de mână, tradițional, haine. O aveți acasă? O am. De unde o aveți? Cineva de la mama, de la bunici, nu știu de unde. Asta ca moștenire. Da, da, deci eu bândiță. O purtăm și feciorul a purtat-o chiar. La ce ocazie o purtați? Vară. E foarte subțire, e foarte plăcut. Și nepoțelele la sărbători. Deci o purtăm și chiar ne mândrim că o avem. Cum credeți, ar trebui fiecare moldoveancă să aibă undeva cu eu? Da, dar s-au schimbat timpurile și nu mai brodează acum bune noi. Să o promovăm, să o practicăm, să o dezvoltăm prin diferite organizat așa cu un fel de, nu știu, eu... Ce ar trebui de făcut ca fiecare moldoveancă de la noi să conștientizeze că trebuie să aibă în dulapul ei o ie? Să promovăm mai des, deci să facem acele șezători, acele întâlniri care le făcea. Chiar zilele astea vorbeam cu o verișoară de-a mea, zic, măi, pe timpul al de mama se întâlneau. Noi acum toți ne-am strâns, ne-am înșurat în toată lumea, deci trebuie. O să aveți una acasă? Nu. Da, dacă ați avea o, ați cumpa-o? Sigur că da. Nu vă pot spune că am acasă, da, dacă ați găsit, mă găsim. Da, ați cumpa-o dacă ați avea-o acasă? De ce nu, că e de in, vara e răcoare în trânsă. Cum credeți, este piesa vestimentară care ne reprezintă pe noi ca neam, ca popor? Da, dar bătete din vechime. O port și eu. O aveți acasă? Am acasă, am două. Da, eu parte la un cort. Por la noi de Strășeni și port și fustă, e tot ce trebuie. De unde le aveți? Ne le-au făcut pentru tot horul și toate într-un port și cu 20 de ani în urmă. Dar le purtați doar la sărbători sau le mai purtați și cu alte ocazii? Și cu alte ocazii, și cu alte ocazii. Cum credeți? O ie? Trebuie să fie în garderoba fiecărei femei? Da, să e un lucru sfânt, un lucru sfânt. Un lucru foarte frumos și numai cât eu când acasă mă uit la el, deamă-i bucurie în suflet. E bine să avem fiecare parte femeiască, Este ea piesa vestimentară care ne reprezintă pe noi? Da, numai decât.
O ie trebuie să fie o piesă obligatorie în garderoba fiecărei femei. În special, ne-a demonstrat-o ultimii ani că o ie brodată manual este o piesă de valoare. Ea poate fi purtată oricând, fie că o combinăm cu o fustă, cu o pereche de pantaloni. Ea va atrage întotdeauna atenția atât prin unicitatea sa, cât și prin elementele de design care o fac extrem de actuală. Ea este un obiect vestimentar foarte lejer și confortabil de purtat, iar calitatea materialului o face indispensabilă în zilele toride de vară. În concluzie, fie că le achiziționați sau confecționați, ele vă vor scoate întotdeauna din anonimat, fiind un element de autenticitate și calitate, caracteristici întâlnite din ce în ce mai rar la majoritatea produselor actuale.